Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. În această seară vom vorbi despre vizita Ministrului Agriculturii în județul Satu Mare, dar și despre drumurile din județul nostru. I-am invitat în platoul Informația TV pe domnul Eugen Covaci, primarul DMR Carei, domnul Horea Anderco, fost primar al municipiului Satu Mare, domnul avocat Adrian Pop, PNL. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnilor, vă propun să începem cu vizita Ministrului Agriculturii în județul Satu Mare. După cum știți, a fost la Halmeu, la Festivalul Căpșunilor și a promis multe lucruri, printre care sistem de irigații, plata subvențiilor la timp, scutirea de impozit pe subvenții, tun antigrindină, depozit de fructe la Halmeu. Ce părere aveți? În ce perioadă pot fi realizate toate aceste promisiuni, domnule Covaci? Nu mă pricep la agricultură, dar în România cine se pricepe la fotbal și la agricultură, vedem noi. Ar fi bine toate astea, dar eu întreb ceva. De ce nu facem ceva ca în județul în Satu Mare, cum a fost Careiul, singura întreprindere de stat, CLF-ul, să refacem acel sistem în actualele condiții, cu fabrică de conserve, cu depozit și cu grădinările. Toți fermierii din jurul Careiului, unde sunt pământuri foarte bune, fac așa zisă cultură mare, grâu și porumb. Nimeni nu se strofoacă să facă legume, dar nici fructe, cum a spus de Halmeu, pentru că nu sunt interesați. Probabil trebuie și tun antigrindină, probabil că trebuie stimulați agricultorii, dar dacă nu stimulăm un pic acest aspect, vom importa zarzavaturi, fructe din Ungaria, carne și tot ce vreți. Domnule primar, dar cine ar trebui să facă acest depozit și fabrică, cum spuneți dumneavoastră? Guvernul? Nu guvernul. Primările, Consiliul Județean? Nu, este afacere. Dar dacă... O asociație între producători? Exact. Asta ar fi ideea. Deci în jurul Careiului sunt foarte puternice asociații agricole. O afacere de acest gen se ridică la peste 15 milioane de euro după socoteala unor specialiști. Dar dacă nu vine guvernul cu inițiativa, apucați-vă și faceți așa ceva, eu vă susțin cu atâta și atâta, nu o să avem niciodată. Pentru că unul singur nu îl poate face. Dar nici nu se omoară fermierii, pentru că dacă faci horticultură, îți trebuie oameni mulți. Oamenii noștri, în loc să culeagă zarzavaturi în România, se duc în Spania, în Portugalia. Pentru că acolo sunt mai bine plătiți, domnule Anderco. Vedeți dumneavoastră o posibilitate, îi vedeți pe Sătmăreni intrând într-o asociație pentru a face un depozit, o fabrică acum, de sublinia corect, domnul primar, ce se întâmplă. Deci radiografia era corectă. Acum explicația, sigur, se poate nuanța. Grâu, porumb, cereale să produci e cu mai puțin risc, nu sunt perisabile, mai ușor de stocat, silozuri au apărut peste tot, deci capacități de stocare sunt suficiente, accesate pe fonduri europene față de câte erau, sunt foarte, foarte multe. Dotați. Erau foarte puține, asta e adevărul. În schimb, pe aspectul ăsta alalt, eu sunt convins că se câștigă mai bine din horticultură, dar... Mărfurile sunt perisabile, într-adevăr, trebuie depozitate. Și riscurile sunt mai mari. Riscurile sunt mai mari. Nefiind depozitabile, ești la mâna cumpărătorului. Cumpărătorul aici nu este ăla din piață, ci sunt marile lanțuri de magazine care, iată că dacă ai fi sigur că așa, probabil că ar fi mulți tentați dacă ar avea convingerea fermă că vor avea în aceste lanțuri un partener. Probabil s-ar încumeta să facă așa ceva.
Păi un prim pas a încercat acela, nici nu mai știu în ce fază e acea lege. Intrasem în procedura aceea de infringement vis-a-vis de protecționism, aia cu 51% mărfuri românești din supermarketuri. A fost o idee care nu e o idee rea, dar n-a fost dusă până la capăt. Românești era cu mărfuri din vecini, din ceva de genul, adică... Deci scopul principal era acela de a, nu știu, de exact a numele stimula legii, dar... agricultura locală. Dar revenind la vizita domnului ministru, că asta era întrebarea noastră, hai să nuanțăm și aspectul ăsta al vizitei. Sigur, vizita asta... prezentată așa a doua zi, pare o chestie interesantă, dar având în vedere cât de pompos a fost anunțată prezența domnului Dragnea, însoțit de domnul ministru al agriculturii, așa este o mare palmă pe care PSD-ul din domnul satul Dragnea mare... Domnul Dragnea n-a mai ajuns. Păi asta spune, este o mare palmă pe care a luat-o PSD-ul din satul mare, cât de cât totuși domnul ministru a salvat aparențele prin această vizită de lucru în ghilimele, ca să vă citesc din ziarul de astăzi, având în vedere că la un moment dat se părea că nu va veni nici domnul ministru, deci va fi un mare eșec al PSD-iștilor locali acest eveniment, dar iată că domnul ministru, care este un harnic fost utecist, a venit și a promis tot ce se poate promite. Nu? A spus clar, pentru el programul de guvernare, Biblia este programul de guvernare, deci vom face totul ca să meargă bine agricultura din județul Satu Mare. Adică, ce vreți, tot ce cereți vă promit. Cam așa s-a întâmplat. Domnul Daia este cunoscut pentru limbajul lui de lemn și pentru faptul că este, are un discurs venit din altă epocă, e cumva teleportat. Nici nu mai știu, mi-e greu să dau un exemplu de fost ministru, parcă domnul Cosmâncă mai aducea atitudine și limbaj așa cu perioada aceea trecută dinainte de 89. Asta e domnul. Da, un om care era mai volubil totuși. Da? Asta este o caricatură de ministru. Se pare totuși că are o calitate. Care este? Este un om harnic. Este un om harnic, ceea ce în ziua de azi e o mare raritate. Și Cosmâncă era un om harnic. El era primul care intra în minister și ultimul care pleca, din ce auzeam de la foști amici. Și știa tot. Și știa tot ce mișcă. Și asta e un om care totuși se pare că știe. Se pricepe la agricultură. Să vedem ce va putea face, pentru că, în general, hărnicia cu politica nu prea merg, profesionalismul cu politica, la fel, s-a dovedit în ultimii zeci de ani că nu prea merg, deci nu prea îl văd bine, dar să vedem rezultatele. Și-a făcut datoria omul, a promis, da. Toată lumea a plecat fericită. Realizabilă, domnule avocat, promisiunile Ministrului Agriculturii? Sau în ce perioadă ar putea fi realizate acele promisiuni? Să știți că, în mod normal, faptul că un ministru vizitează județul Satu Mare, indiferent de portofoliul pe care îl are, e o veste bună și m-ar fi bucurat. Și chiar nu... Au fost chiar doi miniștri, că era și domnul Leș acasă. A, bun, pe lângă domnia sa, care este de-a locului, ca să nu spuneți neapărat că sunt cărcotași, deci nu mă neapărat la culoarea politică, dar în mod normal m-ar fi bucurat. Însă, având în vedere aceste antecedente pe care le are acest ministru Petre Daia și limbajul de lemn pe care îl folosește, cred că sunt mulți telespectatori care cunosc, sunt anumite filmulețe pe rețele legate de discursurile ale domniei sale. Nu neg sau nu contest faptul că ar fi o persoană harnică, însă mesajul pe care îl transmite de multe ori e unul confuz. Pe lângă acest fapt, vreau să vă spun că sătmărenii și mai ales agricultorii, pentru că agricultorii sunt foarte importanți pentru județul Satu Mare, sunt oameni liberi, oameni independenți, oameni care, eu zic că nu poți să-i duci cu zăhărelul. Și în toată Europa, dacă ați văzut agricultorii, fermierii, cei care sunt în domeniul ăsta agricol, au un cuvânt puternic de spus. Ori, în momentul când vine un ministru, că îl cheamă Daia, că îl cheamă altfel, și face o serie de promisiuni, bun, într-un fel te bucură, dar nu știu în ce măsură mai cred
agricultorii, sătmărenii, cei cărora li s-a promis acolo că se vor realiza. Credeți-mă că m-aș bucura din aceste promisiuni să se înfăptuiască una sau două. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu dau eu lecții la nimeni, că nu sunt în măsură, dar în momentul în care promiți prea multe lucruri, riști, și asta în orice domeniu, riști să ai un eșec mult mai rapid. Pentru că nu poți realiza într-un timp scurt foarte multe lucruri. Acum vii la satul mare, nu știu în ce măsură cunosc situația de aici, de la satul mare, probabil cineva l-a pus la curent cu anumite nemulțumiri, vine, promite, vom face tot ce apare acolo la nemulțumiri, dar nu se dă un termen sau un orizont apropiat legat de când se vor înfăptui aceste lucruri sau cum, sau... Nu știu, timpul va fi singurul care ne va da un răspuns. Timpul va demonstra dacă am fost noi sau eu cârcotași sau chiar are dreptate, dar m-aș mira. Domnule primar, a venit ministrul agriculturii în satul mare să participe la Festivalul Căpșunilor de la Halmeu, acolo unde este un primar UDMR. Trebuia să vină și domnul Liviu Dragnea, nu n-a sosit, cu toate că a fost în Maramureș, la satul mare n-a venit. Se spunea că vine să negocieze domnul Dragnea cu UDMR intrarea PSD-ului la guvernarea județului și a municipiului Satu Mare. De ce n-a venit Liviu Dragnea? În primul rând, nu sunt informat, dar bănuiesc că ar trebui să se înțeleagă cei de la PSD ce vreau. Noi am avut la UDMR chiar azi la ora 3 o discuție în acest sens. Și eu am revenit cu gândul care am spus la domnul președinte Potocki, prima dată, hai să vedem ce ar trebui făcut, după care putem discuta de vicepreședinți, de viceprimar sau știu ce alte funcții, pentru că UDMR-ul este interesat în a merge mai departe, în problema podului, Sătmarului. Și acum nu mă refer neapărat la drumul de ocolire și acel pod, ci încă un pod ce s-ar face în satul mare. Și multe alte proiecte care avem în lucru. Drumul de ocolire al Careiului. Drumul de ocolire al Careiului, sunt banii cuprinși în buget, 25 de milioane de lei. S-a angajat o firmă guvernamentală, acel faimos constructor. Deci totul este în mâna guvernului. Dar eu nu cred că anul ăsta vor termina drumul de ocolire a Careiului, deși au de lucru două luni. UDMR-ul este interesat să colaboreze cu PSD-ul. Deci nu spunem că nu. Dar prima dată hai să vedem ce facem pentru județ și pentru satul mare. Domnul primar Covaci, ne spuneți, haideți să vedem ce avem de făcut pentru județul satul mare și pentru municipiul satul mare. Totuși a trecut aproape un an de la alegerile locale și abia acum vă gândiți să vedeți ce e de făcut pentru... Nu. Sau se gândește președintele Potocki? Știm ce avem de făcut, numai să vedem cine ne ajută. Domnul președinte ar vrea ajutor și la spital, că noi discutăm numai de director sau de conducere, dar nu discutăm ce investiții ar trebui făcute acolo. Și e vorba de investiții serioase, e vorba de zeci de milioane de euro care lipsesc la acest spital. Așa este, sunt foarte multe lipsuri, minusuri la Spitalul Județean Satu Mare, sunt foarte multe secții care arată ca după război. Dar nu v-ați gândit la proiecte europene? Da, dar din proiecte europene nu poți face spital. De ce să nu spunem adevărul? La proiecte europene așteptăm încă să ni se spune care vor fi acele axe și cum vor arăta. Deocamdată știm numai de două axe. Și nu știm, grosul încă nu se știe când va apărea. Ne-au promis guvernanții că la sfârșitul primăverii. Eu așa știu că primăvara se termină în luna mai, dar încă nu știm nimic.
Și ați avut, revenind la ședința de la ora 3, ați avut întâlnire cu reprezentanții PSD la ora 3? Nu, ne-am întâlnit noi de la UDMR pentru că ați aflat, este o presiune pe domnul Potocki în acest sens și ne-a întrebat în ce sens să pună problema. Și ce decizie ați luat acolo, domnule Covaci? Practic n-am luat nicio decizie, dar eu mi-am spus părerea ce v-am zis mai înainte. Măi, fraților, aici obținem susținere guvernamentală, dar cu acte semnate de miniștri nu numai povești. Și atunci ne mai gândim. Dar mie îmi place mai mult subiectul și eu, primarul din Carei și mulți alți colegi de la UDMR care nu suntem sătmăreni, am spus așa, ceva trebuie făcut să se facă încă un pod în Satul Mare pentru că se blochează județul, practic. Este un proiect care domnul Anderco poate știe mai bine decât noi toți, de un pod în zona Strandului. Parcă în 2005 s-a și avizat acel proiect, parcă 80 de milioane de lei, deci știu eu, vreo 18 milioane de euro. Acel proiect ar trebui poate reactualizat și eu am discutat de mai multe ori cu domnul primar Cherașcheni. Satul Mare, dacă nu va primi niciun sprijin de nicăieri, va trebui să-și iei un credit și să-l facă. Pentru că degeaba așteptăm, nimeni nu ne ajută. Și mă bucur că aveți același punct de vedere cu mine. Nu, o să vă completez. Acel proiect, proiectul tehnic, acum e în curs de executare. Deci este contractat cu o firmă din Cluj și va fi gata în scurt timp, cel puțin contractual. Nici nu știu dacă nu trebuia deja să fie gata, dar mă rog, urmează să fie în scurt timp gata. Durerea asta este că nu avem curajul să luăm taurul de coarne. E vorba de 20 de milioane de euro. Pe vremea primarului Ileș, s-a luat un credit de 20 de milioane de euro pentru modernizarea unor străzi de pământ și așa mai departe. S-au făcut niște lucrări, dar cu un impact mult mai mic asupra circulației din oraș și din județ, din zonă. Astăzi citeam pe un site de stat de știri național, știre de senzație că singurul BAC care funcționa pe Someș între Baia Mare și Satul Mare a fost închis pentru că cei de la ANAF au constatat că nu are casă demarcată la proprietarul BAC-ului și din cauza asta lumea stă blocată și nu se mai poate trece. N-a fost închis, acel proprietar a fost sancționat de cei de la ANAF și așa, proprietarul a decis că în poate semn de nu protest să BAC-ul nu... Cât îi formularea mea a fost ușor greșită, probabil, n-am reținut exact. Deci stăm la mâna unui om care s-a simțit ofensat sau, mă rog, în semn de protest sau... Vă dați seama că e o chestie de siguranță până la urma urmei. Adică, domnule, nu-i tot una dacă poți să treci un râu sau nu, că nu... Da, domnul primar, hai să mai spunem un lucru. Dacă ar îndrăzni Cherașcheni și UDMR-ul să ia un credit, n-o să vină cârcotașii și o să zică păi asta am vrut să spun, dar vezi că ce vreau, stați un pic, domnule, că până să vină domnul Ileș, eu luasem un credit pentru niște autobuze, dar pe termen scurt, sub un an era creditul, singurul credit care s-a luat până atunci. Dânsul a luat un credit de asta. Deja există precedentul, e o cale bătută. Da. Sigur, avem deja un grad de îndatorare. Nu așa de mare. Da, problema e în felul următor. Trebuie să ne gândim că nu trebuie să realizăm integral obiectivul din credit, nu? Păi poate mai dă și guvernul niște poate, dacă nu, din bugetul nostru și parțial din credit. Deci ca să... nu există cale de a evita acest subiect. În campanie se făcea mișto. Doamna Stela, la un moment dat, a zis, domnule, nu mai aud de pot, discutați ce vreți. Așa spun și dar eu. Dar ăsta e subiectul care, ăsta dacă nu rezolvi, ca și la un bolnav de inimă care are nevoie de un bypass. Primar, deja telespectatorii noștri s-au săturat să audă atâtea discuții legate de pot și Satul Mare nu are pot. Deci, dacă se face o analiză și trebuie făcută analiză, se va demonstra ce spun eu acum. Deci, dacă iei 100 de milioane credit, gradul, deci Satul Mare, grad de îndatorare,
poate să meargă până la 30%. Dar din socoteala mea, dacă ia 100 de milioane de lei, care e mai mult de 20 de milioane de euro, pe 10 ani, la actualele cursuri dobânzi bancare, nu va crește mai mult de 21% grad de îndatorare al Sătmarului. Deci părerea mea este că cu tot riscul trebuie lansată ideea, terminat proiectul tehnic, contractat creditul și de anul viitor început lucrarea. Așadar, dumneavoastră, domnule Covaș, ne spuneți că satul mare are nevoie de... Ați evitat faptul că aici, eu am subliniat, că este nu doar o problemă locală, ci corect. Este una de interes zonal. Deci regional și chiar... Exact. Adică regional. Cel puțin de interes județean este. Corect, corect. Bun, deci ar trebui și Consiliul Județean probabil să se implice în acest proiect, pentru că nu este un proiect mărunt, facem o străduță. Știi că noi am luat 25 de milioane de lei credit pentru aeroport? Oare ăla era mai prioritar? Ia să vedeți. Ia, bună întrebare, e foarte bună. Avem anul nevoie de un primar curajos ca să putem face un port. Eu sper că va fi curajos. 14.000 de pasageri, da? 14.000 de pasageri am avut anul trecut pe aeroportul Satu Mare, dacă bine mi-aduc aminte din datele statistice. Iar pe podul Decebal, probabil zilnic trec mult mai mult de 14.000 de oameni. Deci cu asta cred că... Și să spunem și adevărul că nu va rezolva circulația integrală un pod în zona respectivă. Este nevoie și de celălalt pod care ar ocoli orașul și ar scoate circulația grea și circulația care mai trece prin oraș. Deci aceste două investiții, după părerea mea, se vor completa la un moment dat. Da, domnul primar, dar vedeți, dumneavoastră, eu am tot zis, podul ăla care e pentru acea centură, ăla este ca să ne... Să ne ocolească care nu vrea să rămână în satul mare. Ajutorul mai mare pentru aia care trebuie să ocolească, exact, decât pentru disconfortul care îl creează pentru noi. Corect. Deci noi avem un disconfort, toți cetățenii, că trebuie să stăm și așteptăm cozi interminabile la pod, în timp ce ăia le facem un drum de ocolire, trec, la revedere. Deci câștigul pentru ei ar fi și ăla. N-am zis că nu, dar gândiți-vă că e investiție de 20 de kilometri, care implică atât are lungime, 19 km și ceva, și implică un pod peste Someș, două poduri peste Calea Ferată, un pod peste drumul Careiului, să vă mai înșir. Nu va fi simplu. Ia, gândiți-vă când va fi asta. Gata, dacă centura Careiului... Tocmai asta vreau să spun și eu. Dacă dumneavoastră ne spuneați că aveți... Contractul e semnat pentru drumul de ocolire 3 ani. Acum eu sunt convins că trebuie 7 ani. Pentru că... Nu mai cred în cifrele astea. Nu știu cât ar dura și acest pod, dar în 3 ani cred că și asta s-ar putea face. E un proiect, după câte mi-a zis, chiar și că e interesant, cu susținere pe cablu, cu un fel de... Bine, a fost ceva noutate când s-a făcut. Nu e un pod clasic care să aibă pilon în Someș. Da, revenind, domnule primar, la ședința pe care ați avut-o dumneavoastră astăzi la UDMR, ați decis acolo ce faceți cu PSD-i primiți sau nu-i primiți la guvernarea județului și a municipiului? Deci a fost o discuție în care președintele ne-a consultat pe câțiva, să fiu mai concret. Dacă discută cu cei de la PSD, cum să pună problema? Poziția mea asta a fost, mă băieți, ia să vedem ce ne puteți voi ajuta. Și atunci discutăm de acel post de vicepreședinte, nu ar fi o mare problemă. Eu am fost consecvent. Eu și după alegere am spus, ar fi trebuit la Consiliul Județean și la municipiu un vicepreședinte PNL, unul PSD și la fel și la primărie. Nu m-au ascultat colegii, treaba lor. Domnule primar, în această ședință ați abordat și subiectul privind criza de la Spitalul Județean Satu Mare? Da. Cea mai mare problemă după președinte este dacă totuși vrem să schimbăm pe actualul director cu cine? Eu
sunt sincer și vă spun ce am spus și până acum, nu cred că nu găsim în Satu Mare un om competent. Pentru că e foarte greu să conduci medicii, profesorii, magistrații, sunt oameni dificili, dacă formulez fin. Sunt foarte multe interese. Domnul director de la spital e militar. Ăștia sunt mai democrați. E vorba de medicamente care sunt, dar totuși nu sunt. E vorba de diverse secții. Care nu sunt, domnule primar. În urmă și dacă dai la asistentă 2 lei, atunci sau 10 lei îți dă medicament. Cum e asta? Domnul primar, aveți probe pentru astfel de acuzații? Nu vreau să bag pe nimeni în pușcărie. Asta exact e. În urmă, și dumneavoastră. Domnul primar, exact în urmă cu o săptămână, aici în platoul Informația TV, la Agenda Publică, au fost 6 medici din Spitalul Județean Satu Mare și președintele Consiliului Județean Satu Mare. Vreau să vă spun că în acea emisiune, atât dumneavoastră cât și telespectatorilor care n-au apucat să vadă această emisiune, cu toate că am primit foarte multe mesaje pe adresa postului nostru de televiziune, foarte multă lume ne-a scris în timpul emisiunii și după emisiune, foarte mulți telespectatori au stat cu ochii pe noi la acea emisiune, cum de altfel se întâmplă și la celelalte emisiuni transmise de Informația TV. După cum știți, doamnelor și domnilor, aici aflați știrile în premieră, tocmai ce ne-a spus și primarul Careiului, că astăzi la ora 15 a avut loc o întâlnire între liderii UDMR, au decis sau au discutat cu privire la primirea PSD la guvernarea județului și a municipiului. Revenind la emisiunea de luni, domnule primar, vreau să vă spun că medicii prezenți aici în platou, dacă nu mă înșel, chiar domnul doctor Cristian Rusu, șeful secției urologie, a avut cuvinte de laudă la adresa managerului Spitalului Județean din Carei, a avut cuvinte de laudă la adresa managerului Spitalului Negreștioaș. Eu, după câte știu, domnul doctor a acceptat poziția de director medical. Eu am un respect deosebit față de dânsul. Necazul este că nu cred că ar accepta postul de manager general. Și știm de ce. Nu vrea să piardă meseria. Domnul doctor Rusu a acceptat să fie director medical? Eu am această informație, da. O altă știre în premieră, dacă domnul doctor Cristian Rusu dorește să intervină, rugăm să ne contacteze telefonic. La ora actuală, director interimar, director medical interimar este domnul doctor Marius Roatiș de la chirurgie. Scuzați-mă, dânsul este, am confundat. Așa da, este. Deci nu. Dar oameni ca domnul Roatiș sau oameni ca domnul Rusu, oare ar accepta și un post de manager la acest spital? Doamna Raț, din câte îl cunosc eu pe domnul doctor Cristian Rusu, mă scuzați că vă întrerup, nu va accepta o funcție de manager pentru că nu renunță la pacienți. Aici ai probleme. Nu renunță la... Sunt foarte mulți medici care își lasă activitatea lui de medic pentru a deveni managerul spitalului. Deci sunt convins, nu trebuie neapărat un medic să fie. Eu cunosc câțiva manageri de spital, economiști. Și managerul spitalului din Zalău merge foarte bine, este un economist. Spitalul din Ungaria, de la Kishvardo, 650 de paturi, este un economist. Trebuie să fie manager, în primul rând. Dar e o problemă când numești pe cineva. Trebuie să reușești să te impui sau trebuie să te accepte. Cu forța nu se poate face. Și susțin că nu se poate aduce din exterior, pentru că dacă nu cunoști realitățile Spitalului Județean, venind din Cluj, ești aproape sigur pierdut.
Poate vine doamna doctor Raț la spitalul din... Auziți, mi s-a propus, am fost de față, m-am speriat, nu spun, dar n-a acceptat. V-ați speriat că acceptă? Exact. Pentru că și eu, noi aveam o problemă mare, puțin până la pensie și cunoaște prea bine ce se întâmplă în satul mare ca să accepte. Ce se întâmplă în satul mare, domnule? Deci, de ani de zile se adună niște probleme care se învârt așa, care, după părerea mea... Cine e vinovat că se adună aceste probleme? Conducerea județului în anii trecuți. Domnule Anderco, cum vedeți dumneavoastră criza de la Spitalul Județean Satu Mare? Mi-e greu să fiu obiectiv, pentru că pe managerul actual îl cunosc de foarte multă vreme. El e sătmărean, crescut, copilărit în Satul Mare. Sigur, după ce a adaptat, a terminat școala militară, activează doar în Cluj. Așa cum zicea și domnul primar, e foarte greu să vii într-un colectiv în care nu cunoști mai pe nimeni. Acum, să fim serioși, într-o fabrică ai trecut prin hală și ai văzut ce face fiecare. L-ai și chemat în birou, într-un spital e altceva. Fiecare medic cu cabinetul lui, fiecare medic cu pacienții lui, cu performanța lui, e mult, mult mai complicat. E foarte greu. Eu mă mir personal că a acceptat chestia asta. Eu personal l-am sfătuit cu niște timp în urmă când s-a pus prima oară problema acestui să nu accepte, dar mă rog, a fost decizia dânsului. Obișnuit fiind cu care a lucrat toată viața într-un spital militar. Deci e clar că omul era obișnuit cu o anumită disciplină, ca zonă, acolo, cu o anumită relație șef-subaltern care era dată de grad și de funcție și probabil a încercat să folosească aceleași metode. Imposibil, nu se poate. Păcat, e un blocaj. Eu cred că va avea el înțelepciunea necesară să vadă calea cea corectă și să nu se încăpățâneze dacă lucrurile nu merg. Până la urma urmei, domnule spitalul Andercu, e format, medicii uitat. Sunt de bază. Poate să fie dotat până în dinți, dacă n-ai personal medical, nu faci nimic. Ei, dacă oamenii ăia nu sunt mulțumiți și ăia nu au confortul necesar pentru a performa, nu merge treaba. Deci el poate să facă să se dea peste cap. Managerul și-a înaintat demisia, doar că domnul Potochin nu i-a acceptat-o. Deci acum știm că demisia este un act unilateral. Hai să fim serioși. La fel am spus și eu, dar am înțeles că ține de felul în care a fost întocmit acel contract de management. Că nu-i așa atunci deci, când ești angajat, vedeți, ci sunt spus, clauze în contractul respectiv. Depinde care... de el, sper să fie suficient de înțelept ca să aleagă calea cea corectă. Dacă dânsul crede că acum, printr-un litigiu sau va ieși din chestia asta, va ieși foarte șifonat. Pare rău, eu îl cunosc din copilărie, am personal o relație ok și nu pot să spun nimic rău despre el, dar asta este o experiență nereușită. Și în situația în care, încă o dată, sistemul pe care tu vrei să-l amorsezi, să funcționeze, se gripează, e clar că tu ești de vină, că tu ai administrat sistemul. Într-un fel sau altul ai o vină. E ca la echipă de fotbal. Când nu merge treaba, se schimbă antrenorul, nu se schimbă toată echipa. Lucrurile par a fi simple, nu? Da, domnule avocat. Eu mi-am dat seama de gravitate, bine, pe lângă experiențe personale sau fiecare cunoaștem ce se întâmplă, în momentul în care am văzut numărul mare de medici care au ieșit la protest și medici cunoscuți și recunoscuți în Satul Mare. Acum, haideți să fim serioși că nu suntem o comunitate foarte mare în Satul Mare, iar acești doctori sunt persoane cunoscute în spațiu public. Iar în momentul când am văzut acele persoane că au făcut acest pas, acest protest pașnic până la urmă, acolo e o problemă. Adică, în general, medicii sunt oameni
Nu în general. Evident, sunt oameni cu multă școală, sunt oameni educați, sunt oameni cu un anumit statut. Ori chiar dacă aveau dificultăți, pentru că, haideți să fim serioși, dificultăți de ordin, nu știu cum să-i spun, logistic, material, au mai avut și în trecut, poate mai mici. Dar probabil că acum situația este mai gravă sau, cum se zice la numi în popor, s-a umplut paharul. Deci acolo ceva s-a întâmplat și a declanșat această nemulțumire. Evident că, cunoscând și printre ei și discutând, exact cum spunea și domnul Andrăco foarte corect, poți să ai condițiile de pe pământ. Nu e cazul să zicem că avem cele mai bune condiții, dar, până la urmă, factorul uman, doctorul, medicul, factorul medical este baza. Ori dacă nu reușim să le oferim condiții ca și comunitate, prin Consiliul Județean, prin activitatea pe care și-o desfășoară la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, riscăm să pierdem și acești doctori care, până la urmă, ne bucurăm că sunt aici. Adică n-au plecat în străinătate, în Germania, în Franța, n-au rămas sau n-au plecat sau n-au rămas în Timișoara, în Cluj, ci ar trebui cumva să îi prețuim, zic eu. Domnule primar, când o echipă nu merge, nu schimbăm toată echipa, spunea domnul Ander, că o schimbăm antrenor. Nici nu se poate altfel. Eu sper că se va găsi o soluție și sper că va fi o soluție conducere sătmăreană. Dacă nu vom reuși să găsim dintre ei, din exterior, putem aduce pe nu știu care director de spital din, cum am vorbit, de la Carei, de la Salău sau știu eu de unde, o mare sumitate, nu se vor descurca. Pentru că... Domnule Covaci, ei nu sunt la prima experiență de acest gen. A fost și doamna Venemozer, care a fost adusă din exterior. Practic nu avea nicio legătură, nicio tangență cu spitalul. Și nu s-au întâmplat lucruri de genul celor din aceste zile. Multe ar putea povesti cei care au cunoscut cât a fost doamna Papici, Venemozer sau înainte Adi Marc. Sau știu eu până unde putem merge. A fost și domnul Marc, a fost și doamna Vulciu, manager la Spitalul Județean. Aceste probleme se adună. Și după părerea mea, acum a explodat. Venind un om din exterior, cătănos, n-a reușit să se impună. Pare rău și mie. Va accepta domnul Potochi demisia domnului manager? Nu știe, încearcă să găsească o soluție și nu va fi ușor. De unul singur sau... Cine să-l ajute? Eu îmi spun părerea, noi spunem o părere, el trebuie să decidă. Pentru că... N-ar fi binevenit să discute și cu organizațiile profesionale, mă refer aici la Colegiul Medicilor, Ordinul Asistenților și alte... Cu toată lumea trebuie discutat. Sindicatele, eventual. Deci... Dacă nu intri în miezul problemei și nu discuți cu taberele, că trebuie să spunem și acest lucru, din spital, că sunt și acolo interese, găști, tabere, să formulez mai elegant, nu vei rezolva problema. Nu se poate. Sunt peste 1000 de angajați. Sunt, știu eu, vreo 300 de medici. E o problemă foarte dificilă și... Lucrurile s-au acutizat acolo, foarte greu se va rezolva, dar eu m-aș bucura să găsim un om de acolo, cineva care cunoaște. Cum am dus-o eu, am lămurit-o pe doamna Rață la Carei, pentru că am știut că știe poate management. Poate o lămuriți pe doamna Rață să vină la Satul Mare. Acum nu-i fraieră nici de însă. Să intri într-o viespar din ăsta, vă dați seama, îi lipsește. Nu-i ușor, nu-i ușor, deci când spitalul rostogălește o datorie de știu vreo 15 milioane de lei aici în Satul Mare, la care îi suntem la zi. Deci aici sunt niște probleme financiare așa de grave în spitalul din Satul Mare, încât, sincer, foarte
curajos om trebuie să fie care o să zică bun accept. Domnule primar, ar trebui liderii politici să se așeze la aceeași masă și să găsească, să-și dea mâna pentru a găsi o soluție pentru Spitalul Județean Satu Mare? Nu știu dacă e problemă de liderii politici. Eu mai mult aș vrea medicii serioși care sunt în acest spital să-l ajute pe Patachi să găsească soluția și să accepte pe unul dintre ei cu toate rivalitățile. Da, probabil că domnul Patachi ar trebui să ceară sprijinul medicilor pentru a putea fi ajutat, că nu o să vină medicii. Deci medicii îl pot ajuta, nu eu sau domnul Anderco. Nu știm pe cine ar trebui spus. Sunt acolo medici care cunosc spitalul mai bine decât noi toți. Dacă ei nu vor ajuta conducerea județului, nu va funcționa. Și sper că îl vor ajuta. Deci sunt acolo lideri de opinie, oameni care au fost în funcții de conducere. Dau un exemplu pe domnul Fanea, de exemplu, care a fost în mai multe rânduri director și care cunoaște până în așa. Domnul doctor Fanea și-a dat demisia din funcția de director medical interimar. Bine, ar putea să vină cu sugestii, eu în sensul ăsta, să spun, pentru că din exterior nu putem. Din exterior n-ai cum. N-ai. Comentăm aici așa, lucruri așa. Care nu ne pricep. Exact. Da, să nu mai comentăm despre spital, atunci vă propun să discutăm despre drumuri, domnule primar. Ce facem cu drumurile din județul Satu Mare? Duminică, de exemplu, mi-așa trebuie să știți mai bine decât noi toți, acolo la Căpleni, oamenii au ieșit în stradă, au protestat pentru calitatea drumurilor, cu mașini, cu biciclete, cu amenință că vor bloca și mersul trenurilor dacă nu li se rezolvă problema cu drumurile. E foarte prost drumul între care și Căpleni, știu. Dar câți kilometri sunt vreo? 2, 3, 4? Cam așa. Un pic de istorie. Deci primarul din Căpleni l-a lămurit pe Ștef sau pe cei, nici nu mai știu, ca acel drum să preia județul. Practic, acel drum a fost al comunei Căpleni. Și ei, acum câțiva ani, s-a preluat la județ. Spre neșansa actualei conducere a județului, se judecă de ani de zile acel pachet de reabilitare al drumurilor județene la Curtea de Apel. Au trecut 2 ani deja de când se judecă. Dacă are noroc domnul Patachi, odată se va termina și acest proces și se va putea și asfalta. Oamenii au dreptate. În zona Careiului sunt câteva comune care aproape că sunt izolate. Spre Căpleni, spre Tiream, spre Berveni, mai Șamar. Sunt drumuri catastrofale. Ce să spun? Eu mă ocup de drumurile din Carei. Vreau să asfaltez 70 și ceva de străzi, dar și noi din credit asfaltăm. Niciun leu n-am putut accesa pe niciun fond. Nici PNDL n-am primit. Trebuie să facem din banii noștri. Și spre norocul nostru am putut lua și noi un credit. De-aia l-am sfătuit pe Cărășcăni și el e hotărât deja și a început să lucreze în acest sens. Aceeași lucru i-am spus la primarul din Livada. Nu mai aștepta tu minuni, că la PNDL ți-or promite că în următorii 4 de ani județul va primi, știu eu, 600 de milioane de lei. Când au cifre din astea, zic, mă, băieți, din asta nici 100 de milioane nu aș garanta. Dar poate tu totuși nu vei primi. Singura ta șansă să faci în Livada și în satele aparținătoare, ia și tu un credit pe 10 ani și ai terminat problema. Nu. Orașele mai greu accesează bani, mai ales orașele mici ca Livada, ca și o comună, unde prin FEADERE s-au putut asfalta drumuri. E o nedreptate aiurea, ce să faci? Da, vom reveni cu această discuție despre drumurile din județul Satu Mare în platoul Informația TV după câteva momente de publicitate, așadar rămâneți cu noi. Revenim!
Doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct de aici din platoul Informația TV, unde alături de mine se află domnul primar Eugen Covaci, domnul fost primar Horea Anterco, domnul avocat Adrian Pop. Am rămas la capitolul drumuri. Discutam înainte de pauza de publicitate de starea drumurilor, domnule primar, domnule fost primar, care îi scoate pe oameni în stradă. Ce soluție aveți, domnule Anterco, pentru administrația județeană? Iar voi face. La ultima emisiune am avut o mică discuție în contradictoriu cu un coleg de platou pe tema asta, că e bine de știu de unde vin problemele, ca să le poți evita măcar pe viitor. Deci, acel pachet care e în litigiu mare era de 100 de, să spunem lucrurilor pe nume, 100 de milioane de euro. Păi pentru 100 de milioane de euro, păi se judecă toată lumea. Interesul, exact. Dom'le, dacă se licitau 10 pachete mai micuțe, probabil că două erau în litigiu și celelalte 8 erau în derulare. Sau era o șansă. Exact. Deci exista o șansă de a lucra pe anumite zone și dacă unele erau blocate. Iată că, din dorința probabil de a favoriza sau, mă rog, de a nu se complica cei care au organizat licitația, a ieșit ce a ieșit. Acum lucrurile sunt foarte încurcate, într-adevăr. Nu, nici n-ai cum. N-aș dori să fiu în pielea celor care administrează problema asta. Dar ei atunci când au candidat, domnule Anterco, ei știau că așa stau lucrurile și cu toate acestea... Nu e chiar așa. Deci, hai să fim serioși. Când e un litigiu pe rol, n-ai de unde să știi cât durează și cum se termină acel litigiu. Adică, eu nu. Da, acel litigiu era atunci când ei au candidat. E adevărat, dar litigiul poate dura câteva luni, domnul avocat ne poate spune, sau poate dura, bine mersi, ani și ani de zile, mai ales la o problemă tehnică unde pot interveni. Tot felul de expertize tehnice, de specialitate. Sigur, care sunt contestate, făcute contra expertize, deci completări la expertize. Deci nu e adevărat. Așa trec luni. La exact. Curtea de apel Oradea, în nu știu câte luni, dar anul ăsta sunt convins că se va finaliza, să vedem ce va decide curtea, pentru că dacă decide continuarea licitației, știu eu în ce fază și cum, există șanse, dar vă spun sincer, nu cred că în acest an. Da, domnule primar, un moment. M-ați întrebat ce ar fi de făcut. Acum, am mai ridicat problema asta și încă o dată, consider că aici Parlamentul ar trebui să deschidă ochii și să încerce să găsească o reglementare vis-a-vis de procedura de judecare a acestor litigi. Celeritate. Sigur, dar nu așa că nu doar declarativă. Celeritatea este o chestie de principiu general în justiție. Una din principiile de bază ale justiției. Cu termene stabilite foarte exact. Deci trebuie făcut ceva, pentru că toată lumea se plânge de acest blocaj. Toți primarii, domnul Ileș, la fel, zicea, toată lumea se plânge de acest blocaj, dar totuși nimeni nu vine cu asta o modificare consistentă care să ducă la eliminarea din start a acestui blocaj sau, dacă el apare, să fie unul de scurtă durată. Toți se plâng, toți primarii se plâng, președinții de consilii județene, toată lumea se plânge de acest blocaj și cu toate acestea nimeni nu face nimic, domnule primar. Până la urmă, tot clasa politică este vinovată, pentru că colegii dumneavoastră de partid și ai domnului avocat sunt acolo în Parlament, ei ar putea să schimbe legea, astfel încât să nu fie blocați. Adică cetățeanului în zadar îi spui că licitațiile, contestațiile dumneavoastră vă revine sarcina să rezolvați această problemă. Clasei când spun dumneavoastră, politice, când spun dumneavoastră, mă gândesc la întreaga clasă politică, indiferent că este vorba de UDMR, PNL, PSD, ALDE și alte partide. Deci eu ceea ce văd, Parlamentul nu face legi organice, nu face ceea ce trebuie să facă. De ani de zile. Pur și simplu nu înțeleg deja. Le e frică, nu se pricep, nu merge. Pur și simplu nu merge. Mai multe legi structurale inițiază UDMR cu 6% decât PSD sau PNL sau știu eu cine sunt aia mai mare acolo.
Nu se fac. Și ce-i de făcut? Păi, în primul rând, să conducă clasa politică. Nu conduce clasa politică. Dar cine conduce, domnule? Nu știu. Cine conduce, domnule avocat? Vreau cine să... conduce România? Nu știu să vă răspund la asta. Vreau doar să-l completez pe domnul primar legat de aceste probleme care se confruntă primari sau persoane care exercită funcții publice din toate partidele. Adică e acea asociația municipiilor, nu, din România, sper să nu greșesc unde, da, sunt membrii primari, municipii, reședințe de județ sau nu numai, și aceste probleme au fost... 105 municipii sunt în România. Au fost ridicate aceste probleme. Iarăși, fiecare dintre acești primari, în momentul în care există ședințe sau întâlniri ale grupurilor sau ale formațiunii din care fac parte, întotdeauna au fost ridicate aceste probleme. Eu cred că și la UDMR, eu știu că și la PNL, de fiecare dată când există ședințe pe plan național, primarii, cei mai reprezentativi ai PNL-ului, au ridicat probleme de acest gen, tocmai spre a atrage atenția. Campania electorală, primarii sunt agenții electorali pentru parlamentar, pentru președinte și așa mai departe. Acum parlamentarii acum să întoarcă... Deci dacă dumneavoastră ați participat vreodată, cum particip eu la întâlnirile primarilor de municipii, nu mai știi care de la ce partid, toți spunem aceeași probleme. Aceeași probleme. Da. Și? Și nu au de nimeni. Dureros e că domnul Grindaniu, care a fost, e adevărat, nu o perioadă foarte lungă, președinte de Consiliul Județean, ar că am trebuit să știe de problemele astea și ar trebui să... chiar are toate cărghile pentru a iniția alte normative care să... ducă la eliminarea acestui blocaj. Domnul, n-are nicio scuză. Mie mi-e frică când schimbă deja legea achiziției publice. Deci nu e vorba de lege. Stați un pic. Nu, e vorba de un pachet. E legea achiziției. Una și alta este modul în care tratăm în instanță chestia asta. Pentru că noi trebuie să hotărâm, domnule, ce e important. E ceva important în țara asta sau nu? Adică... Ca politică de stat. Ca, exact. Și... Așa nu mai facem nimic. Suntem într-un blocaj bine, total. Bine, eu cred că în cadrul legii achiziției publice ar trebui reglementat și acest lucru. Și s-ar putea. În schimb, nimeni nu face acest lucru. Și cum vă explicați? Sau... Ce e de făcut atunci? Ce e de făcut? Răbdare. Răbdare? Spun eu. Eu nu pot să spun altceva. Degeaba au făcut cei din Căpleni Săracii scandal, drumul tot așa e. Dacă nu cât se va... să mai aibă răbdare oamenii, domnule primar, în condițiile au avut în 5 ani, 10 ani, încă nu n-am zic eu, maxim. Că firmele de transport în comun nu mai intră în satul lor sau în comuna lor pentru că drumul este atât de prost încât nu se poate merge acolo, nu ajunge ambulanța. Cât să mai aibă răbdare oamenii? Eu zic că maximum un an de zile. Spuneați dumneavoastră, domnule primar, că nu conduce clasa politică. Nu conduce. Păi, clasa politică, domnule primar, este ocupată cu alte lucruri. Comisie parlamentară de anchetă, să-l audiem pe Andronic să vedem ce s-a întâmplat în 2009 la alegerile prezidențiale... Păi, în condițiile în care parchetul face o anchetă pe această linie, dar fac și parlamentarii o anchetă. Păi nu poate, apoi, tocmai asta e. Dacă desecretizăm sau nu desecretizăm arhiva SIPA și alte lucruri de acest gen, acestea sunt preocupările parlamentarilor, domnule Andercu. Deci foarte interesant că nu s-a finalizat dosarul Revoluției de 27 de ani. Și noi tot inventăm, deschidem tot așa chestii de astea care sunt convins că nu vor avea nicio finalitate. Adică distragem atenția de la problemele esențiale ale țării cu tot felul de chestii absolut ciudate. Chestia asta cu SIPA, de exemplu. Dacă vă aduceți aminte, SIPA a fost înființată în 91 era domnul Quintus, ministrul de justiție. Guvernul deci, Solojan. Domnule, guvernul Solojan, exact. Deci, domnule, este o instituție înființată după Revoluție. Domnule, e ceva nou, emanația sistemului democratic în care trăim. Sigur, în fază incipientă cum era așa.
Și a trăit acest sistem, acest serviciu de informații până în 2006. Mandatul doamnei Macovei. Exact. Atunci care l-a desființat doamna Macovei. Așa este. Bun. Hai să ne mai aducem aminte. Cine a fost persoana care a ridicat problema asta? Anul trecut, guvernul tehnocrat, doamna ministru Prună, în luna mai, a ridicat această problemă. Desecretizarea arhivelor SIPA, adică în prima fază nu s-a vorbit de desecretizare, clasificare, mă rog, nu știu ce se întâmplă cu aia, până la urmă s-a ajuns la desecretizare. În momentul când s-a pus problema la modul foarte serios și se lucra deja, nu, era făcut proiectul de hotărâre și pus spre dezbatere publică, postat pe site-ul Ministerului Justiției, cine a venit și a luxat-o pe doamna Prună? Vă aduceți aminte? Asociația Judecătorilor din România, care nu se poate așa ceva. Cum? Nu se poate. Care astăzi felicită asta demn. Vreau să spun. Dom'le, doamna Prună n-a apucat să-și promoveze hotărârea de guvern pentru că a fost schimbată, dar iată că cine? Domnul Andronic a fost primul care a ridicat problema, nu? A zis, domnule, când au făcut dosarele, când au desființat SIPA, Monica Macovei, prin oamenii de acolo, au făcut copii după toate dosarele, au inventat o bazaconie, mi se pare, dar mă rog. Așa, a deschis subiectul, care a fost preluat de domnul Dragnea. Domnul Dragnea imediat a pus presiune pe Ministerul de Justiție. Dar de ce? Întrebarea e de ce? Se urmărește, domnule primar, prin readucerea în atenția opiniei publice acestui subiect, arhivele SIPA? Nu știu, dar eu cred că unii care ar vrea să se uite în aceste acte, dosare, speră că vor găsi lucruri compromițătoare despre ceilalți. Păi altfel ce să vrei să vezi acolo? Și, sincer, astea sunt subiecte fumate deja. Vine ceva mai interesant și vom uita și de acest subiect. Și tot așa. O lălăim, dar nu facem o lege să se judece un proces din asta important și na. Asta e soarta noastră. Bine, asta cu SIPA, asta face parte din războiul exact, unora da. Cu sistemul, care știm, mă rog, aici e vorba de frica viscerală a domnului Dragnea și care, părerea mea, că acum caută ceva acolo. Ce va obține prin această desecretizare? Prin desecretizare nu trebuie să obțină nimic, decât faptul că există acces și poate să spună orice post de televiziune, orice despre orice judecător. Să pună presiune despre el. Adică o informație care există într-un dosar al SIPA, vis-a-vis de viața privată a unui judecător, vis-a-vis de... Adică toate aceste informații vor ajunge în media, spuneți dumneavoastră, domnule Andercov? Cu certitudine, că asta e problema, că se dorește a se avea la mână practic judecătorii. Toți judecătorii vor sta cu frică să se gândească. Dom'le, oare noi o fi greșit și eu, că fiecare om e supus greșelii. Și în momentul în care se va pune presiune, păi s-a terminat cu actul de justiție. Gata, războiul câștigat. Că e clar că se duce un război de atâta vreme. Deja e pe față războiul ăsta, nu? Domnule avocat? Ce să știți că sunt de acord cu antevorbitorii mei. Mie mi se pare și aceasta legată de arhivele SIPA o temă falsă. O temă falsă pentru noi, pentru cetățenii de rând. Adică chiar dacă activăm în domenii care au anumită importanță, mie mi se pare că se înscrie exact în acel cerc de teme false care apar la televizor. Așa, parcă trăim un soi de cancan non-stop. Problemele viscerale ale societății românești și inclusiv legislative și tot rămân rezolvate și noi în continuare ne ocupăm cu astfel de teme, bine, nu noi, ni se servesc pe tavă cum ar veni. Și sunt de acord și cu această poziție pe care a avut-o și domnul Anderco prin această desecretizare. Gândiți-vă că deja e o temă sensibilă, adică vorbim aici de vieți private și acei judecători, pe la urmă, sunt oameni.
Nimeni nu are o viață perfectă, poate fiecare avem concepții diferite. Deja se pune un semn de întrebare în opinia publică, adică faci deja o decredibilizare a sistemului în sine. În ultima perioadă, cum repet, au zis și antevorbitorii mei, nu știu, e așa un război continuu între acești factori de putere vremelnică de pe scena politică și acest sistem mai mult sau mai puțin perfect sau imperfect care există. Deci, din punctul meu de vedere, nu știu care este utilitatea unei persoane de rând legată de un astfel de subiect. Și sunt multe astfel de subiecte în ultima perioadă. Și aceste subiecte ne țin în prima pagină și nu se discută problemele viscerale ale sistemului până la urmă. Așa mi se pare. Nu știu, cred că e voită treaba asta. Exact. Aici instinctul de a ne apăra pielea, că până la urmă este mai puternic decât restul. Restul sunt chestiuni de subsidiar, domnule. Adică când e vorba de libertatea ta. Dar stai să te gândești la țară. Ești unul din aia care ai și suferit totuși. Așa. Cum e posibil ca să închizi un primar sau nu știu cine și după nu știu cât timp, după câțiva ani, opa mă, ăla n-a făcut nimic. Stați un pic. Ce se întâmplă în țara asta? Există o presiune enormă. Spectacolul ăsta, eu am fost primul actor. Adică mie mi s-a dat un mandat de arestare după ce a fost un simulacru de audiere de o zi întreagă, din care absolut nimic nu era compromisător. Mi s-a dus mandatul de arestare, era cu data de, adică cu ora 8:20 seara. Ai voie să dai un telefon după ce te arestează. Am pus mâna pe telefon să sună acasă și au zis, păi noi știm. De unde știți? Păi de la știrile, de la ora 8. Deci deja... Deci se anunțase înainte de a îmi pune mie ora pe mandatul respectiv. Adică așa se lucrează. Din păcate așa se lucrează. Bun, dar acum luăm reversul monedei. După 7 ani de procese, în un moment, după 7 de ani de procese, am fost achitat. Un moment. Să le spunem oamenilor că atunci mandatele de arestare erau date de procuror, așa nu este. Așa. Este perfect adevărat. Tot aceeași. Nu e chiar același lucru. Magistrat. Din păcate, da, am tot zis, procurorii n-ar trebui să aibă aceeași calitate de magistrat ca și... asta e alt subiect. Da. Deci, am avut parte și de partea rea de abuz, că este clar că a fost un abuz. La mine, în sentința... m-am judecat cu statul român, mi s-au plătit daune, a spus eroare judiciară. Deci a fost o eroare judiciară. Dar bun. Nu ești singurul. Vreau să spun că am avut și partea asta, că m-au achitat. Alții poate nu au avut parte să fie achitați. Nu știm, că pui semne de întrebare deja dacă sunt vinovat sau nu. Deja asta e problema, că întreg sistemul începe să se clatine când apar semnele astea de întrebare. Adică era principiul la vechi. Mai bine să scape nu știu câți vinovați decât să... Să condamn un singur nevinovat. În statul de drept, statul de drept este România. Ceva normal, frate, că decât să închizi un nevinovat, mai bine să scape câțiva vinovați. Noi facem invers. Din păcate s-a creat acest mare semn de întrebare care e rău nu pentru justiție, pentru tot statul nostru de drept. Asta. Pentru că statul de drept vine de la drept, care înseamnă judecător. Deci esența statului de drept este judecătorul, adică justiția. Dacă noi tot luptăm acolo și o tot slăbim, nu vom mai putea vorbi de stat de drept. Hai, către asta ne îndreptăm. Din păcate. Domnilor, această desecretizare a arhivelor SIPA va duce la o îndreptare a actului de justiție, la o justiție mai corectă, că spuneați noastră că se fac abuzuri aici. Din contră, cum spunea domnul Andercu, s-ar putea să fie mai rău. Cine știe ce presiune. M-am întrebat pentru că se tot vorbea că judecătorii sunt șantajați de unii sau de alții, de acele persoane care au avut acces la un moment dat la acele informații, cu informațiile existente acolo. În... Acum o să află și alții. O să fie și mai șantajați. Doamna Stella, eu la acea vreme am furnizat informații
nu în calitate de informator, informații legate de mine, de abuzuri care s-au comis și de infracțiuni care s-au încercat. Adică, efectiv, mi s-a cerut, mi s-a propus să dau mită ca să scap de dosar și chestii de genul ăsta la mai multe servicii de informații. Toate au fost îngropate. Ce mai mult de atâta. Un serviciu foarte important, domnule, dar nu putem noi să compromitem acum o instituție nou înființată, PNA, nu era DNA, era PNA. Deci o chestie de asta. Poate e adevărat, zice, dar nu putem compromite instituția. Cei bine, care v-au cerut mită, făceau parte din sistemul de justiție? Nu vreau să intru deschidem o chestie prea dureroasă. Nu v-am întrebat cine erau, vă întrebam prea... dacă fac parte din sistem. Bineînțeles că erau oameni care erau din zona sistemului. Nu era personală chestia venită direct, prin intermediar. Dar... Deci, imaginați-vă, eu vă spun din propria experiență, imaginați-vă ce poate fi acolo. Gândiți-vă că SIPAŞ a început activitatea, în primul rând, în penitenciar. Da, așa. Așa. Și de acolo, fiecare, acolo aia toți dau din gură și spun că asta e. Bun. Și apoi, încet, încet, s-au infiltrat. Asta era treaba lor, dar din penitenciar au început și au continuat, pe urmă, în toate instituțiile. Cu Horia am avut o discuție în practicăr de vreo oră. Am râs amândoi acolo. Mi-a povestit că dacă undeva este disciplină, penitenciarele sunt așa. Reguli. Acolo știi cine e șeful. Da, da, e o altă lume acolo, dar este dureros să constați că este o lume care funcționează după niște reguli mai corecte, nu corecte neapărat, strict, mai bine, bine stabilite, mai bine așa, decât în afară. Legea banditismului sau eu expert. Acolo niște reguli care nu îndrăznesc să le calce, domnule, asta e. Aici afară legea nu mai e lege. Nu mai știi ce să crezi. Doamne ferește, nu cumva să mă credeți că vreau să spun ceva cu conotații de o culoare foarte frumoasă vis-a-vis de cei în penitenciarele noastre. Dar acolo nu îndrăznește cineva să fure o țigară. Hoțului nu îndrăznește să fure o țigară. E moarte de om. Deci, aici, domnule, ce-a furat și săracul ăla? Uite-vă, ăla fură, mi le arde și ăsta a furat și ăsta o pic. Lăsă-mă în pace. E, acolo nu există. Da, domnilor, l-am auzit pe ministrul justiției sau am văzut declarația domnului ministru Tudorel Toader, care ne spune că joi va publica numele celor care au vizitat arhiva SIPA. Eventual și de câte ori? Ce oră? Și? Încă o dată, eu când aud asemenea știri, nu mă mai interesează. Atâtea am auzit, atâtea desecretizări, toate televiziunile și publicațiile cu numai de la noi puteți afla. Peste 10 minute, peste o oră, stați acolo, că vă spunem nu știu ce. Nu mai crede lumea în nicio informație de acest. Dar nu televiziunile vor desecretiza, domnule primar, ci ministrul Tudorel Toader. Politicienii lucrează mână în mână cu media. Și așa spuneți dumneavoastră? Din păcate, da. Adică mai concret? Adică mai concret, fiecare încearcă să dea o știre ca să se obțină rating, și apoi află cum poate, află de unde poate. Eu consider că mass media este părtașă la prostirea oamenilor, nu vă supărați. Nu mă refer la dumneavoastră, pentru că n-am văzut asemenea insistențe ca să țineți lumea în știri false. Dar majoritatea mediei din asta naționale, și putem ști că unui
PSD, altul probabil, PNL. Probabil, domnule primar, vă referiți la cea parte a mediei care are patroni oameni politici. Nu acolo neapărat. Este normal să se întâmple așa. Noi nu avem nicio datorie față de niciun partid politic, nu avem nicio obligație față de partidele politice, față de liderii politici. Noi le dăm posibilitatea tuturor liderilor politici, indiferent din ce partid vin ei, să-și exprime punctul de vedere. Dar știți la ce medie mă refer eu? Media națională care toată ziua tocă lumea prin diverse știri. Da, domnule Anderco, ce, vom avea surprize văzând deci această listă a celor care au vizitat? Hai să vedem cum au decurs lucrurile. Domnul Dragnea i-a dat un fel de ultimatum public domnului ministru Toader vis-a-vis de această desecretizare. A zis ceva de genul că încrederea dânsului în domnul Toader va tinde spre zero dacă nu va face desecretizarea, nu? Cam așa a formulat. La care domnul Toader, după ce a cugetat, a zis, voi da lista cu cei care au avut acces la... Deci și dânsul e într-o situație, dar e a doua oară deja când se întâmplă, nu? Chestia asta a mai fost și atunci cu acel control la DNA și la parchetul general și n-a schimbat nimic. A găsit mici probleme, dar n-a schimbat, vorba lui Caragiale, nimic. Domnul Dragnea a fost decepționat. Iată că a doua oară domnul Toader joacă foarte interesant. I se cere una, dânsul răspunde cu altceva. Poate ține. Deci, nu știți cum e. O joacă pas cu pas, așa să vedem. Da. Merge sau nu merge? Până la urmă, pentru mine, domnul ministru Toader, ăsta e o enigmă. Încă n-am reușit să-mi fac o părere foarte clară despre dânsul. Dânsul a ajuns acolo ca independent, nu? Impus după Piața Victoriei. Toată lumea a zis, bă, știm noi ce fel de independent e. E omul PSD-ului. E, uite că n-a fost chiar așa. N-a fost chiar așa și urmează, va fi interesant ce se întâmplă. Da, domnule avocat, de joi încolo vom ști de cine să, sau vor ști cei vizați, de cine să se teamă? Am să vă răspund, mai aș dori să completez la tema anterioară. Chiar cred că pot fi printre ultimele persoane care să fie suspectate care avea vreo simpatie față de Liviu Dragnea sau față de maniera în care își conduce acesta partidul în momentul de față. Însă să știți, eu aș avea cuvinte frumoase legate de Tudorel Toader, pentru că domnia sa, ați văzut... Bine, nu pot să-l înțeleg din punct de vedere politic, adică... Ce să băga? Da, exact. În momentul în care a existat acea propunere, iar domnia sa a acceptat-o, bun, dă bine în CV, e frumos, ești o persoană importantă să fii ministru al justiției într-o țară europeană, însă pentru cei care au citit, au studiat dreptul, nu contează unde, sau cunosc și s-a auzit întotdeauna despre Tudorel Toader, o lucrări de specialitate, un om care a pornit, un om simplu de jos, care a terminat șef de promoție, care a fost apreciat în mediul universitar, în ultimii ani a fost decan, sper să nu greșesc, da, la Iași, da, la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Eu îl văd pe Tudorel Toader acum într-o situație ingrată, adică dânsul are acel background foarte puternic profesional, deci într-o exprimare mai puțin plastică, e tobă de carte, deci nimeni nu poate să reproșeze acest lucru, spre deosebire de alți colegi de-ai domniei sale din cabinet, dintre miniștri mă refer. El de multe ori e pus, cum am zis, în acea situație ingrată. Acum ce să facă? Să asculte... Dar joacă destul de bine, că asta zic. Până acum a jucat-o bine. Deci să asculte până la urmă vocea partidului care până la urmă guvernează sau să-și asculte instinctul și cunoștințele juridice. Eu v-am spus, eu în locul domniei sale m-aș fi gândit de două ori să accept. Deci eu o să spun un lucru care o să vă mire. Foarte rar un șef de promoție devine un conducător bun. Da, mi-aduc aminte un general american care a ajuns comandant în anii
78-80, a terminat cu medie mediocră Academia Militară, dar a ajuns mai repede general decât mulți colegi de ai lui și așa mai departe. De multe ori colegii tobă de carte nu văd decât așa și nu trebuie să fii un foarte bun meseriaș ca să fii bun conducător. A fi tobă de carte în drept sau în alte științe sau medic nu înseamnă că ești un bun director de spital sau ministru. Practica ne arată. Da, domnilor, suntem pe final de emisiune și vreau să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, pentru că l-am auzit pe Liviu Dragnea, președintele PSD, că în a doua parte a săptămânii se va întâlni cu premierul Grindeanu și cu domnul Tăriceanu pentru a analiza activitatea miniștrilor. Urmează o remaniere, domnule primar, ar putea fi... sau ce miniștri sunt vizați, mai bine zis, dacă sunt vizați? Eu habar n-am dacă trebuie sau nu, pentru că actuala echipă guvernamentală nu-mi spune nimic. Îmi pare rău că spun acest lucru, dar asta e. Și nici nu știu dacă trebuie schimbat cineva sau nu trebuie schimbat. Nu-mi dau seama. Dar remanierile nu se fac pentru că trebuie schimbat cineva, ci a mai rostogoli un pic căruța și hai să mai schimbăm vreo 2-3, nu știu pe care, vedem noi, care nu dă bine publicului. În general, miniștrii de finanțe sunt trântiți, ministrul sănătății și agriculturii, știu eu. Și apoi mergem mai departe. Aducem alții și promitem din nou. Deci eu nu văd dacă trebuie sau cine trebuie schimbat. Domnule Antercu? Subscriu, într-adevăr. E un guvern destul de anost, așa. Până la urmă, dacă nu erau incidentele din Piața Victoriei, cred că încă lumea nici n-ar fi știut exact cine e prim-ministru. Și din păcate, se pare că persoana vizată, sau mă rog, tot timpul a fost cu salvia lui Damocle deasupra capului, este chiar domnul Tuzorel Toader. E interesant. Jocul ăsta e foarte interesant. Care și modul în care joacă domnul Toader și modul în care încearcă. Pentru că nu prea îndrăznesc nici cei de la, din coaliția de guvernare să-l schimbe așa cu una, cu două, invocând ce? Până la urmă, invocând că nu le-a executat ordinele. Păi a fost pus acolo ca un ministru independent, care să garanteze o justiție independentă în măsura în care poate ministrul justiției. Va fi interesant. Domnule avocat? În afară de Tudorel Toader, care e opinia mea și îl consider un profesionist, având în vedere că e ca un teatru de păpuși și un păpușar în spate și are acele ațe și mai schimbă și mai mută, până la urmă prea puțin contează. Pentru că până la urmă finalitatea sau ideea din spate e aceeași, din punctul meu de vedere. Suntem într-un guvern în care, din păcate, nu prea avem rezonanță, nu prea avem nume sonore, adică nici nu contează foarte mult până la urmă că schimb pe X cu Y. Pe noi cunoaște. Da, după cum spuneam și înainte, primim multe mesaje de la telespectatori pe parcursul emisiunilor, dar și după emisiuni sau înainte. De această dată și de această dată au fost mai multe mesaje, dar mă opresc la unul, domnule primar, care vi se adresează. Un domn întreabă de ce nu permiteți să se circule cu mașina pe centura careiului, chiar dacă nu e terminată. Nu, eu nu permit. Ca să ne distrăm un pic, m-au anunțat cei de la CNAIR-ul ăsta că au început să lucreze. Primul lucru, au făcut un șanț să nu poată circula nimeni și poliția îi amendează. Deci nu cumva să circulați, nu, eu nu permit. Acest drum este un drum național, nu este drum mul careiului și îi și sfătuiesc să nu încerce, pentru că poliția stă la pândă și îi amendează. Nu se poate circula pe aceste drumuri pentru că nu sunt finalizate.
Da, eu vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Informația TV. Noi ne revedem mâine la aceeași oră.